Un sportiv de viitor, un băiat care în curând ar fi urmat să împlinească 16 ani, a fost doborât de o durere de picior. După un antrenament obișnuit făcut într-o sală de sport, a început coșmarul adolescentului, un coșmar care a ajuns să-i curme zilele. La antrenament a fost totul antrenamentul perfect, a plecat în cameră, dimineața a zis că are o durere în șolt, s-a dus cu unchiul său la spital. Și a făcut o rază, a spus că n-au nimic, doar o întindere, 7 zile să aibă pauză, să facă repaus. După care au plecat la Botoșani, pe picioarele lui, simplu, doar simțea doar o durere în șolt, ca orice întindere. Unchiul băiatului este cel care l-a însoțit la spitalul din Bacău. Ar fi putut oare fi evitată această tragedie? Este întrebarea pe care și-o adresează toți cei care l-au cunoscut pe Cosmin. El era un tip foarte puternic, copilul. Și vă dați seama, avea 1,90 m, 95 de kilograme, dar foarte puternic. Din cât am stat eu cu el, suporta foarte bine durerea. Dacă el nu avea vânătăi, nu avea... S-a făcut tot ce trebuia pentru copilul ăsta, credeți? Nu cred. Nu cred, pentru că atâta timp cât el acuză durerile alea foarte mari, probabil că investigațiile trebuiau să fie de altă natură. O ecografie de țesuturi moi ar fi fost investigația care poate ar fi putut schimba destinul acestui adolescent. Prin această investigație s-ar fi putut depista prezența unui hematom sau a unei rupturi de vase, spune unchiul băiatului. Nu s-a găsit însă niciun ecograf disponibil și vedem din nou cum șchioapătă sistemul medical românesc. Și totuși, cine se face vinovat de moartea acestui adolescent? La noi, la unitatea noastră, nu există niciun fel de reclamație cu privire la această situație. Ne-am autosesizat din presă, facem o comisie internă pentru a urmări traseul acestui pacient, însă definitorie pentru situația acestui pacient este rezultatul necropsiei, este necropsia definitorie. Cazul se află în lucru pentru instrumentare la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean. În cursul zilei de ieri, 2 mai 2017, a fost înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Botoșani dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Această cauză privește decesul în împrejurări suspecte a unui adolescent în vârstă de 15 ani la Spitalul Județean Botoșani. Potrivit unor surse din interiorul spitalului, cauza decesului ar fi un chiac de sânge. Urmează ca medicii botoșeneni să ofere un punct de vedere oficial.